Haideți să vorbim despre unul dintre subiectele cu cea mai mare încărcătură emoțională care există: avortul. Dar să o facem într-un mod lipsit de emotivitate. În același timp, aș vrea să nu ajungem la întrebarea care apare cel mai des în discuție atunci când vine vorba despre acest subiect, și anume, este avortul legal sau ilegal? Singura întrebare de care ne ocupăm acum ține de moralitate. Este în regulă, din punct de vedere moral, să iei viața unui copil nenăscut? Vom începe cu următoarea întrebare. Are fetusul uman valoare sau drepturi? Nu putem contesta adevărul științific care ne demonstrează că un fetus reprezintă totuși o viață umană. Cei care susțin că fetusul uman nu are niciun drept spun de fapt că el nu este o persoană. Indiferent de ce ar crede fiecare, fetusul uman are o valoare intrinsecă și are de asemenea și drepturi. Există multe ființe vii care nu sunt persoane, dar care totuși au valoare și drepturi, de exemplu câinii sau orice alt animal. Acesta este argumentul moral numărul 1. O ființă vie nu trebuie să fie o persoană pentru a avea valoare intrinsecă, respectiv drepturi. De obicei, când oamenii sunt puși față în față cu acest argument, aduc în discuție problema drepturilor mamei, oferindu-i astfel dreptul de a lua viața fătului ei în orice circunstanță, pentru orice motiv și în orice moment al sarcinii ei. Este acest lucru moral? Doar în cazul în care credem că fetusul uman nu are nicio valoare. În majoritatea cazurilor, însă, aproape toți credem că fetusul are, în esență, o valoare infinită și un drept aproape absolut să trăiască. Când? Atunci când o femeie însărcinată dorește să nască. Astfel, societatea și legile ei privesc fetusul ca fiind atât de valoros încât, dacă cineva l-ar ucide, acea persoană ar putea fi judecată pentru omor. Oamenii consideră că un fetus este lipsit de valoare doar în cazul în care o femeie însărcinată nu dorește să nască. Are sens acest lucru? Nu pare să aibă. Fie fetusul are valoare, fie nu. Iată al doilea argument moral. Pe ce fundamente morale decide o mamă care este valoarea fătului ei? Cu siguranță nu aplicăm acest principiu în dreptul copiilor nou născuți. Societatea, nu mama sau tatăl, este cea care decide dacă un nou-născut are valoare și dreptul la viață. Întrebarea este așadar: de ce tratăm diferit ființa umană înainte de a se naște? De ce o singură persoană, mama, poate determina dacă acea ființă are sau nu dreptul să trăiască? Pentru că o femeie are control asupra propriului trup, vor spune unii. Ceea ce este absolut corect. Dar fetusul este un trup separat, un corp în interiorul corpului mamei. Și acesta este al treilea argument moral. Nimeni nu întreabă femeia însărcinată când vrea să afle starea fătului, cum îți este trupul, ci va întreba ce face bebelușul. Al patrulea argument moral. Aproape toți suntem de acord că, odată ce nașterea bebelușului a avut loc, uciderea lui este o crimă. Dar uciderea lui premeditată cu câteva luni înainte de naștere nu este considerată mai problematică din punct de vedere moral decât scoaterea unui dinte. Cum se poate una ca asta? În final, al cincilea argument moral – nu există cazuri în care inclusiv cei pro-avort să recunoască faptul că înfăptuirea unui avort ar putea să nu fie morală? De exemplu, ar fi moral să fie avortat un fetus feminin doar pe motiv că mama preferă băieții în detrimentul fetelor, cum s-a întâmplat de milioane de ori în China și în alte părți? Oamenii pot oferi argumente practice pentru care nu toate avorturile trebuie incriminate. Părerile sunt împărțite când vine vorba de momentul în care un fetus poate fi considerat o persoană, sau când vine vorba de moralitatea avortului rezultat în urma unui viol sau în caz de incest. În cazul în care o femeie sănătoasă avortează un fetus sănătos, trebuie să fim clari. Aceste avorturi: pur și simplu nu sunt morale societățile sănătoase pot supraviețui oamenilor care fac lucruri imorale dar o societate sănătoasă nu poate supraviețui când numește imoralul moral sunt Ioana Picoș pentru edictum day